ziua. Bine v-am găsit și m-am regăsit. Bine ați venit. Trăiți. Mai aduci una ferminte? Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Totu-s, Doamne, iubitorul de oameni, împărate, vină și acum cu bucurarea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Amin. Totu-s, Doamne, iubitorul de oameni, împărate, vină și acum cu bucurarea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Însuți, dar, iubitorul de oameni, împărate, vino și acum cu pocărârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și de harul izbăvirii zdrobească semnul chipului citare toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească semnul chipului citare toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului citare toate puterile cele potrivnice. Da. Noi n-am fost atenți și trebuia să spunem mai dinainte. Acceptă. Părăm flăcând. Este Andrei în miniatură. Ce lăsăm cu Andrei? E Andrei în miniatură. Matei. Sfânge robul Dumnezeu Ioan, cu îndelemnul bucurie în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și pe temădurea sufletului, ca să meargă pe cărările Domnului, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, să asculte glasul credinței, totdeauna într-o parte. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se botează robul Dumnezeu Ioan. În numele Tatălui, amin, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și veci vecilor, amin. Hristos v-ați îmbrăcat, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, ca de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte, în vremea aceea cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le-a poruncilor Iisus. Și văzându-l, s-au închinat lui ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele.
până la sfârșitul veacului. Amin. Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, bunătatea ta, ai sfințit ce cred în tine. Binecuvintează pe pruncul acesta și coboare peste capul lui binecuvântarea ta, precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul robului tău Ioan. Prin mâna mea păcătosului, însoțindu-l pe el cu Duhul tău cel Sfânt, ca sfârșind cu creșterea și cu hărătățile bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Că ți se cuvine toată slava, cinstea și cinstea Tatălui și Sfântului Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Nu, aceiași ei, împărășii pe ei. Sfântul robul Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui și al Fiului. Amin. Ai putință? Ia, mâine. Și al Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii veșilor. Să vă trăiască! Atunci când n-aș ajunge cu pruncul acasă la copil, deci la cumetri, îi spune mamei, dându-i copilul, mi-ai dat un păgân, acum îți dau un creștin. Să împărtășești rolul Dumnezeu Ioan cu acest trup și sânge al Domnului. Lăsați-l așa. Cu acest trup și sânge al Domnului și Dumnezeu și Dumnezeu Iisus Hristos, iertare păcatelor lui și iertare de veci. Amin. Hai să îndrumim. Așa. Gata. Bravo. Gata. Să fie și bine. Bunitatul și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hai, deși că aveți. Spați pe închinăciuni. Așa, până jos în închinăciuni. Așa. Trebuia metanie, dar hai să vă dăm o derogare. Să vă trăiască. Să ne vedem.